Evenimentele se țin în Lanz, la Los Angeles. Cum Hollywoodul nu duce lipsă de vedete, acestea au fost prezente aseară la un eveniment dedicat filmelor de colecție. Putem vedea actori în roluri memorabile care au rămas întipărite în mintea cinefililor. Mai scoatem din când în când și vedetele de la praf să nu cumva să uităm de ele. Actori celebri precum Harrison Ford, Kurt Russell sau Kathy Bates au participat astă noapte la un eveniment dedicat filmelor de colecție organizat la Los Angeles. Fiecare dintre aceștia au reprezentat câte un film în care au jucat și care a rămas în atenția cinefililor în ciuda trecerii anilor. Harrison Ford este cunoscut îndeoseb pentru rolurile din Star Wars, ori seria aventurilor lui Indiana Jones, dar un rol excelent a făcut și în 1982, în SF-ul Blade Runner, ce a fost unul din filmele aflate în prim plan la evenimentul de astă noapte de la Hollywood. Întrebat care e primul gând care trece prin minte când vine vorba de filmul Blade Runner, actorul a spus: Rain, nights, horror, dismal working conditions. Misery i-a adus în 1991 lui Kathy Bates Oscarul și Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol principal. Filmul are la bază romanul cu același nume al lui Stephen King și ilustrează drama unui scriitor celebru torturat de una din fanele sale înfocate, a cărei cel mai bun prieten este un porc. We had a pig that was a really beautiful red, she had red fur. And she had very slim kind of hips. She was very, very, very attractive little pig, and she would eat lots and lots of donuts. You haven't lived unless you've smelled donut breath on a pig. That's the first thing that comes to my mind when you ask that question. Pentru fanii nemuritoarei trupe ABBA s-a înființat un muzeu al celor patru scandinavici. Nu este un muzeu tipic în care doar privești și te plictisești. Aici poți dansa alături de hologramele trupei și poți cânta, dar și înregistra piesele interpretate chiar de tine peste negativul pieselor devenite celebre. O experiență cu totul unică. Dacă ajungeți la Stockholm, nu trebuie să ratați așa ceva. ABBA a revoluționat muzica în anii 70, iar acum, după aproape 40 de ani de când triumfau la Eurovision, deschizându-și drumul spre inimile a milioane de fani, și-au deschis propriul muzeu. Dacă pe Moș Crăciunul puteți vizita în Finlanda, trupa ABBA își expune amintirile în muzeul proaspăt deschis la Stockholm. La ceremonia de inaugurare au fost prezenți Björn Ulvaeus, Ben Anderson, Andy Fried Royce, în timp ce Agneta Falstock a transmis de la Londra un mesaj fanilor prezenți la inaugurare. Hei, alla kära vänner i Stockholm! Jag önskar jag kunde vara med ikväll, men jag är i London och promotar mitt nya album. Men jag önskar er all lycka till med öppnandet av ABBA Museet. Och här kommer en stor kram från mig. Ha det jättegott. Hej! Vizitatorii muzeului pot cânta pe scenă alături de hologramele componenților trupei și pot înregistra vocile pe negativele trupei sau pot admira costumele, instrumentele și discurile de aur cu care a fost laurată formația în decursul anilor. Printre cele mai importante obiecte expuse sunt costumele purtate de cei patru în timpul finalei Eurovision din 74, pe care au câștigat-o interpretând faimosul cântec Waterloo. Invitat să menționeze cea mai dragă amintire legată de ABBA, Björn Ulvaeus a spus: I have so many, it's impossible to say. I mean, one big thing was when winning the Eurovision Song Contest, of course, in 74. That was one of the highlights, but many, many more. Știți care este capitala picturilor urbane? Nu Bucureștiul, ci Buenos Aires, dar aproape. Aici autoritățile locale au luat o decizie foarte înțeleaptă. Pentru a scădea costurile cu întreținerea fațadelor clădirilor, au lăsat tineri artiști stradali să le împodobească cu diferite picturi. Aviz primarilor noștri, care au impresia că bucățile care se desprind din clădiri sunt interesante. În capitala Argentinei, artiștii neconvenționali profită de pereții clădirilor pentru a crea opere de artă cu complicitatea proprietarilor și autorităților locale, care se văd scutite astfel de întreținerea fațadelor. Deschiderea manifestată de autorități pentru arta stradală a transformat Buenos Airesul în capitala picturilor urbane. Cei mai celebri artiști ai genului, precum Jeff Aerosol din Franța sau Ron English din Statele Unite, semnează aici lucrare după lucrare. În restul lumii sunt alungați de proprietari și poliție, fiind nevoiți să lucreze la dăpostul întunericului și cu teama de a nu fi prinși. În capitala Argentinei, artiștii ba din ușă în ușă, înarmați cu întregul arsenal necesar pentru a primi acordul de a picta din partea locuitorilor, uneori chiar solicitați pentru a acoperi mesaje politice sau alte opere de artă mai puțin reușite. Vos acá violentás a la, no solo lo que pasa, sino la rutina. Es como que se manifiesta la pintura en lo más rutinario, que es de ir de tu casa al laburo. Entonces te toma por sorpresa y a todo el mundo por igual.
Dragilor, cine a spus că locuința în care trăim nu trebuie să fie mondenă? Pentru a avea o casă cu adevărat mondenă, bio, dar și funcțională în același timp, trebuie să luăm exemplul nemților. Aceștia folosesc alga verde pentru confort, dar și design. Noi am fi într-o situație fericită deoarece algele de la Marea Neagră s-ar putea folosi în scopuri eficiente. Gata cu casele de lut, haideți la cules alge de pe plajă! Așa ar putea arăta casele noastre în viitor. Aici, alga nu numai că este încurajată să crească pe pereți, dar este și cultivată în panouri bioreactoare atașate pe exteriorul clădirii. Inventatorii spun că este prima clădire care produce căldură bio pe baza algelor. Care este principiul? Ne explică chiar inginerul responsabil cu acest proiect. Was wir machen an der Fassade ist Pflanzen zu kultivieren. Sehr schnell wachsende Pflanzen, Mikroalgen, die sich ja, 10-mal schneller fortpflanzen als höhere Pflanzen und das in kontrollierten Umgebungen, hier mit diesen Photobioreaktoren, was im Grunde kleine Aquarien sind. Und dort züchten wir die Algen, nehmen sie aus dem System raus und haben dann Biomasse. Und gleichzeitig fällt Wärme an. Această plantă verde, care pe plaja de la Marea Neagră arată îngrozitor, pe clădirile din Germania nu numai că este folositoară, dar aduce și un strop de culoare. Alga se hrănește cu nutrienți și cu dioxid de carbon, iar dacă adăugăm lumina soarelui, poate crea energie suficientă pentru a încălzi până la 15 apartamente. Diese grüne Farbe, dieses Gefühl, so ein Stück Natur direkt am Haus zu haben, finde ich sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt von dem Design. Ich finde es wunderschön, es blubbert, es bewegt sich. Es ist einfach sehr, sehr ansprechend und sehr schön anzuschauen. Dragilor, Luc Monden se încheie aici. Vă doresc să aveți o seară liniștită în continuare, dar să aveți gândul măcar la plajă, la mare și la soare. Și știți că aici, la Luc Monden, nu ducem lipsă de vedete. Așadar, și mâine de la 21:30 ne revedem aici cu vedetele voastre preferate și cu un look cât mai monden.